Ce-ai mintit, Sinuhe? La ce bunoare că știi să scrii și să citești dacă te-ai apucat să muncești, cum muncesc sclavii și hamalii? Oare ce crimă vei fi săvârșit tu de te ascuns printre noi? Vorbele tale au mirosul zeului Aton și toată lumea știe că nici numele zeului nu mai poate fi rostit. Noi nu te vom da pe mâna gardienilor, poți să rămâi cu noi cât vrei și n-ai decât să povestești despre ce vrei. Întotdeauna vorbele unui nebun sunt amuzante, dar încetează să ne compari cu sirienii împuțiți și cu negri mizerabili. Om fi noi sclavi și hamali, dar mai înainte de orice suntem egipteni. Ca egipteni suntem mândri de culoarea pielii noastre, de limba pe care o vorbim, de trecutul nostru, de viitorul nostru. Le-am spus, nu aveți dreptate atâta timp cât omul va fi mulțumit și mândru de el, atâta timp cât se va crede superior altor oameni, lanțurile și loviturile de ciomag, lănciile și corbii vor cărca în picioare umanitatea. Omul trebuie cântărit după inima sa. Prin toate inimile oamenilor circulă același fel de sânge, din apă și din sare, toate sunt lacrimile. Lacrimi de om negru sau arămiu, lacrimi de sirian sau de egiptean, lacrimi de om bogat sau de om sărac. Dar ei au râs în hohote de mine, lovindu-și genunchii cu palmele și au spus, într-adevăr, Sinuhe, tu ești un bărbat nebun, parcă ai fi trăit într-un sac și n-ai fi văzut cum este viața. Omul nu poate trăi dacă nu se simte superior altor oameni și nu există om, oricât de mizerabil ar fi el, care să nu se simtă superior prin ceva altor oameni. Unii se mândresc cu îndemânarea mâinilor lor, alții cu vigoarea umerilor lor. Hoțul este mândru de șiretenia lui, judecătorul de înțelepciunea lui, crăpărețul de avuția lui, cheltuitorul se mulțumește cu risipa, iar târfa cu generozitatea. Nimic nu poate bucura mai mult pe om decât când știe că este într-un fel superior altuia. De aceea ne bucurăm noi acum, fiindcă simțim că suntem mai isteți și mai abili decât tine, chiar dacă noi suntem niște sclavi săraci, chiar dacă tu știi să citești și să scrii. Eu l-am spus. Tocmai de aceea un om bun este mai bun decât un om rău și dreptatea este mai bună decât nedreptatea. Ei au spus cu amărăciune. Ce este binele și ce este răul? Dacă omorâm un stăpân rău care ne znopește din bătaie, care ne fură mâncarea și care lasă să flămânzească nevestele noastre și copiii noștri, facem o treabă bună și dreaptă, dar după aceea gărzile ne duc în fața judecătorilor faraonului, care dau ordin să ni se reteze nasurile și urechile sau să fim atârnați cu capul în jos pe ziduri. Aceasta este dreptatea, dar dreptatea depinde de cântarul cu care se face și de cele mai multe ori dreptatea care se face pentru noi este nedreptate. Cântarul faraonilor este diferit de cântarul care ne convine nouă. Ei mi-au dat să mănânc pește fript. Ei mi-au dat să beau berea lor slabă și acră. Le-am mai spus. Să ucizi este cea mai mare crimă pe care o face un om și, indiferent dacă motivul este întemeiat sau nu, crima tot crimă este. Omul nu trebuie să ucidă, omul trebuie să corecteze și să repare răul. Ei mi-au acoperit gura ca să tac, s-au uitat cu teamă împrejurul lor și mi-au spus. Noi nu dorim să ucidem pe nimeni, fiindcă nuielele și ciomegele ne-au făcut umili. Noi înghițim toate loviturile și jignirile cu umilință, însă nu ucidem pe nimeni. Dar dacă tu vrei să ameliorezi condiția omului, să-l izbăvești de nedreptăți și să îndrepți situațiile injuste, mergi mai bine la nobili și la cei bogați, du-te la judecătorii faraonului și vorbește-le lor despre aceste lucruri. După părerea noastră, acolo vei găsi mai multă necinste și nedreptate decât la noi. Așa mi-au spus ei, au râs și au chicotit, împângându-se unul pe altul și clipind din ochi cu înțeles. Le-am spus, prefer să vă vorbesc vouă. Deși voi sunteți mulți ca nisipul mării și castelele cerului, aveți parte de tot răul și de toată nedreptatea lumii. Oare nu sunteți deloc vinovați? Vi se spune mergeți și voi mergeți. Vi se spune faceți și voi faceți tot ceea ce vi se poruncește. Trimiși și faraonului vin la voi și vă cumpără cu bănuți de cupru, cu bucăți de pânză, vă pun în brațe lănci și vă trimit la război. Iar în război voi împungeți și omorâți oameni. Oameni care sunt asemenea cu voi, împungeți și crăpați burțile fraților voștri și vă mândriți apoi cu faptele voastre. Fiecare om este josnic și sângele care curge din cauza voastră curge și peste voi. Nu sunteți nici voi nevinovați. Câțiva dintre ei au reflectat la cuvintele mele, au suspinat și au spus, într-adevăr, niciunul dintre noi nu este inocent. Lumea aceasta este rău făcută, încă din pântecele mamei noi începem să ne plângem soarta. Plânsul ne însoțește toată viața și de sclavie nu puteam să ne descoltorosim niciodată, fiindcă face parte din noi, iar preoții cu vrăjitoriile lor se îngrijesc ca și după moarte să rămânem sclavi și să lucrăm pentru stăpânii noștri. Ei dau numele nostru figurinelor din lemn, care îi însoțesc pe stăpânii noștri în mormânt.
Du-te, Sinuhe, și la cei bogați, vorbește-le și lor despre aceste lucruri, fiindcă noi credem că tot răul și toate nedreptățile pornesc de la ei, deoarece puterea este mâinile lor, dar să nu ne acuzi pe noi dacă din cauza vorbelor tale ți se vor tăia urechile și vei fi azvârlit într-o mină, sau dacă vei atârna cu capul în jos spânzurat de zidurile Tebei. Trebuie să știi că dacă vreunul dintre noi s-ar fi încumetat să ne vorbească așa după cum ne-ai vorbit tu, nici nu am fi avut curajul să-l ascultăm. S-am ascultat vorbele fiindcă tu nu ești periculos, deși nu încape nicio îndoială că tu ești nebun. Dar să știi că nu ai dreptate în ceea ce privește războiul. Nimic nu este mai glorios decât să ucizi cât mai mulți dușmani în război. Chiar dacă împat este neputincios și nu-și poate mulțumi femeia, Horemheb este viteaz pe câmpul de luptă și iubește soldații. Fără îndoială, el te-ar omorâ fără nicio ezitare dacă ar auzi că le vorbește astfel oamenilor din popor. Am ascultat sfaturile lor și am umblat cu picioarele goale și cu zdrențele cenușii de om sărac pe mine, de-a lungul străzilor Tebei și le-am vorbit negustorilor care amestecau praf de pe drum în făină ca să se aleagă cu un câștig mai bun. Le-am vorbit proprietarilor de măgari care obișnuiau să pună la gura sclavilor lor o bodniță ca ei să nu mănânce din grâul pe care îl măcinau. Le-am vorbit judecătorilor care furau moștenirile copiilor orfani și judecau strâmb dacă cineva îi onora cu daruri bogate. Le-am vorbit tuturor, i-am acuzat pentru faptele lor nedemne, pentru răutatea lor. Ei mi-au ascultat lui vorbele și au întrebat, oare cine este acest medic Sinuhe de îndrăznește să ne vorbească atât de curajos, deși este îmbrăcat în sclav? Trebuie să fim prudenți cu el, s-ar putea să fie un spion al faraonului, deghizat în acest fel ca să ne încerce. Altfel, nimeni nu s-ar încumeta să vorbească așa cum vorbește el. De aceea ei mi-au ascultat vorbele. Mai mult, unii m-au invitat la ei și mi-au făcut daruri. Proprietarii de animale mi-au dat să beau vin, judecătorii mi-au cerut părerea și au schimbat hotărâri în conformitate cu sfaturile date de mine. În felul acesta i-au acordat câștig de cauză unor săraci în dauna unor bogați, cu care aceștia erau în judecată. Se spunea în Teba, nu te mai poți încrede în judecători, fiindcă ei sunt și mai șarlatani decât hoții pe care îi judecă. Dar când m-am dus la locuințele nobililor, ei m-au batjocorit, au asmuțit câini împotriva mea și au pus servitorii să mă alunge cu ciomegele din curțile lor. Așa că amărăciunea mea a fost mare și am fugit pe străzile Tebei, urmărit de câini, cu zdrențele deșirate și cu coapsele pline de sânge. Oamenii râdeau cu poftă de mine, lovindu-și genunchii cu mâinile, iar negustorii și judecătorii faraonului, văzând în ce stare jalnică eram, nu s-au mai speriat de vorbele mele și nici nu s-au sfiit să cheme gărzile ca să mă lovească cu mânerele lăncilor. Și ei m-au avertizat. Dacă te vom mai prinde vreodată pe aici încercând să ne acuzi pe nedrept, te vom condamna fiindcă răspândești zvonuri false și atâți mulțimea la revoltă. După aceea nu vei mai avea cheftul de vorbă când corbii îți vor ciuguli, trupul atârna pe zidurile Tebei. Când am văzut că toată strădania mea este deșartă, m-am întors amărât la fosta casa turnătorului de aramă, din cartierul sărac al orașului, fiindcă am înțeles că moartea mea nu ar fi fost de folos nimănui și că singurii, care s-ar fi putut alege cu ceva de pe urma ei, ar fi fost corbii. Mutia a vărsat și roaie de lacrimi și s-a lovit cu pumni în cap când a văzut cum arăt. Mi-a spălat trupul și mi-a uns rănile bodogănind tot timpul și mi-a spus, într-adevăr, năravul bărbaților nu se poate îndrepta niciodată. Ar trebui să-ți fie rușine, Sinuhe, că acum la bătrânețe, când ești deja chel și cu gâtul plin de zvârcituri, fugi de acasă. Oare-i frumos să-ți schimbești mintele scumpe pentru vin în taverne și în casă de desfrâu? Oare-i frumos să vii acasă cu picioarele pline de rând și cu capul plin de cucuie ca golanii? Vrei să bei vin? Bea cât dorești, uzi voi, dar nu-i nevoie să fugi de acasă pentru atâta lucru. Și n-ai decât să chem pe cine vrei ca să-ți țină de urât și să bea cu tine. Dar nu mă omor în felul acesta. Eu sunt bătrână și am fost neliniștită zi și noapte de când ai dispărut. Și Captah, care s-a întors deja în Teba, a întrebat de tine și a fost foarte îngrijorat. Bine că s-a întors, fiindcă nu vei mai fi chiar atât de singur. I-am auns cu atenție, cu uleiuri scumpe, m-am îmbrăcat cu veșminte curate, dar cred că a făcut prea multă risipă de vorbe. Furia îi era mare și ea mi-a mai spus. Ar fi mult mai bine dacă bărbaților li s-ar tăia în întregime acea neglijabilă excrescență pe care o au între picioare, fiindcă de acolo vine tot răul și de aceea este lumea plină de bețivi, scandalagii și bătăuși. Este o prostie să crezi că bătrânețea îi face mai înțelepți pe bărbați, dar poate că ar fi mai bine dacă ți-ai aduce o femeie în casă. Sinuhe, dacă ți-ai cumpăra o sclavă tânără care să-ți satisfacă poftele și să te liniștești? În același timp, ar fi bine să mă ajute și pe mine cineva la treburile casei, fiindcă sunt bătrână. Îmi tremură deja mâinile și nu odată mi s-a întâmplat să uit de mâncarea de pe foc. Nu este demn de tine să umbli prin bordeluri după femei ușoare, Sinuhe. Sunt uluită cât de jigărit arăți.
Vorbele ei m-au jignit mult. După părerea mea, eu încă nu eram atât de bătrân și de uzat, chiar dacă nu mai aveam păr pe cap. Dar nu am avut curaj să-i povestesc de ce am plecat de acasă și am preferat să creadă că sunt un bețiv și un petrecăresc ca toți bărbații. Altfel m-ar fi închis într-o cameră întunecată, m-ar fi învelit în ceașafuri umede și ar fi chemat un medic să-mi pună lipitor pe genunchi. Sigur că așa ar fi făcut dacă ar fi știut că am fost la sărași și la bogați, ca să le povestesc despre răutate și despre bunătate, despre dreptate și despre nedreptate. Am lăsat-o să mă dojenească până s-a săturat, iar eu m-am desfătat cu gâsca friptă pregătită de ea, a cărei aroma îndepărta de pe buzele mele gustul pâinii acre pe care o mănâncă sclavii și gustul de ulei rânced în care este prăjit peștele în cartierele sărace ale Tebei, iar vinul pe care mi l-a adus ca să-l beau mi-a înducit gâtul acrit de berea pe care o beau săracii. După ce inima mea s-a liniștit, am reușit să mă concentrez, să judec calm și obiectiv din punctul de vedere al unui medic care ar fi urmărit întâmplările prin care am trecut eu în ultimile zile și am înțeles că sunt bolnav. Am înțeles că dacă nu accept lumea așa cum este și mă cred vinovat de tot răul care există în lume, numai printr-o trepanație aș putea să mă vindec. M-am așezat iarăși în grădină sub sicomor și am privit peștii și mi-am liniștit gândurile. Răgetele măgarilor din fața casei și țipetele copiilor care se jucau de războiul și-și aruncau cu baligă de măgar în cap m-au ajutat de asemenea să mă liniștesc. Într-adevăr, captah era din nou în Teba și într-una din zile a venit să mă vadă. El nu mai avea nimic din teama lui de sclav de altădată și umilința, de care avusese parte o viață. Nu lăsase nicio urmă pe chipul lui. A sosit maestuos, litiera lui împodobită și pictată era cărată de 18 sclavi negri. Era așezat pe un covor moale și picături de uleiuri scumpe îi se prelingeau de pe tâmple pe față, fiindcă avea oroare de mirosul cartierelor sărace și se străduia să nu-l simtă. Se îngrășase nemaipomenit de mult și un bijutier din Siria îi montase pe ochiul orb un nou ochi din aur și din pietre prețioase și, cu toate că avea dureri din cauza lui, era tare mândru. Dar îndată ce s-a așezat lângă mine sub sicomor, l-a scos, fiindcă tot nu-l vedea nimeni. Mai întâi ne-am îmbrățișat și captah a început să plângă de bucurie că mă vede. Era atât de mare, mâinile lui erau mai groase decât spinarea mea, încât, când a vrut să se așeze, scăunelul adus de muti s-a rupt sub greutatea sa, așa că până la urmă s-a așezat direct pe pământ în fața mea. El mi-a povestit că războiul din Siria se sfârșise și mi-a spus și despre carele de luptă ale lui Horemheb. Deși ajunseseră până la Kadesh, nu putuseră cuceri Kadeshul. Apoi el a început să se laude cu bogăția lui și cu marile afaceri pe care le încheiase în Siria. Mi-a povestit că și-a cumpărat un palat vechi în cartierul nobililor și că a angajat sute de constructori care să-l reamenajeze după gustul lui, fiindcă nu mai era potrivit cu demnitatea lui să locuiască într-o crâjmă din port. El a mai spus: se vorbește rău de toți despre tine în Teba, Sinuhe, stăpânul meu. Se spune că tu inciți poporul împotriva lui Horemheb, iar judecătorii și nobilii sunt porniți ca șerpii veninoși împotriva ta, fiindcă i-ai acuzat pe nedrept de necinste și de fără de legi. Eu te rog să fii mai prudent, fiindcă dacă mai continui cu astfel de vorbe periculoase, ei vor face tot ce vor putea ca să te trimită într-o mină. S-ar putea să nu te atace direct, fiindcă ei știu că ai fost prietenul lui Horemheb, dar casa ta deja a mai ars odată într-o noapte. S-ar putea ca într-o noapte întunecoasă ei să vină din nou, să te omoare și să-ți dea foc la casă dacă continui să-i ațâți pe săraci împotriva bogaților. Spune mie ce te frământă și cine ți-a pus blestematele astea de furnici în cap. Poate că eu te-aș putea ajuta, așa după cum un adevărat slujitor își poate ajuta stăpânul. Mi-am aplecat capul în fața lui și i-am povestit toate gândurile care mă frământau. I-am povestit despre tulburările inimii mele și despre toate faptele mele din ultima vreme. El m-a ascultat clătinând din cap și obrajii lui groși nu puteau disimula indignarea, iar când am terminat de povestit tot, el a spus: eu te știam simplu și nebun, bunul meu stăpân Sinuhe, dar credeam că nebunia ta se va lecui cu trecerea anilor. Cu toate că ai văzut tot răul care s-a întâmplat din cauza lui Aton, cu toate că ai văzut cenușa în care s-a transformat propria-ți fericire, nebunia ta s-a amplificat. Poate că încă din orașul orizontului lui Aton tu te-ai molipsit de boala faraonului Akhenaton, dar eu cred că această suferință a ta este hrănită și din inactivitate, de aceea gânduri ciudate nu te lasă în pace. Poate că ar fi mai bine să începi din nou să-ți practici meseria și să vindeci bolnavii. Vindecarea unui singur om bolnav îți va aduce mai multă bucurie decât toate vorbele tale, care sunt periculoase.
atât pentru tine, cât și pentru aceia care le ascultă. Dar dacă nu vrei să-ți mai practici meseria, îți poți găsi o altă ocupație, care să-ți fie pe plac, așa cum fac toți oamenii bogați. Presupun că vânătoarea de hipopotam nu te interesează și că nici nu te dai în vânt după mirosul de pisică ca pe Pitamon, care în ultima vreme a dobândit o mare reputație de crescător de pisici de lux. Dar sunt sigur că nu ți-ar displăcea să strângi vechile scrieri și să elaborezi un catalog al acestora sau să colecționezi obiecte și bijuterii din vremea piramidelor. Poți colecționa instrumente muzicale siriene sau idoli ai negrilor care se vând în piață de când s-au întors soldații din țara Kuș. Este un adevăr, Sinuhe, că în lume sunt numeroase moduri de a-ți petrece în mod plăcut timpul, în așa fel încât gândurile negre și deșarte să nu te poată deranja. Nici femeile, nici vinul nu sunt de neglijat. Chiar și jocul de zaruri are calitatea de a te sustrage repede proastei dispoziții, deși nu te-ați sfătui să-l încerci, pentru că este o distracție periculoasă pentru bărbații slabi. Scuză-mi îndrăzneala, dar tu, Sinuhe, stăpânul meu, fără îndoială, ești un bărbat slab. Dar pe Amon, joacă zaruri, risipește-ți aurul pe femei, îmbată-te, nu mai încetează odată cu vorbele deșarte, fiindcă eu te iubesc mult, bunul meu stăpân Sinuhe, și nu aș vrea să ți se întâmple niciun rău. Și a mai spus, în lumea aceasta nu există nimic perfect, și marginea fiecărei pâini este arsă, și în fiecare fruct se ascunde un vierme, și vinul bun îți poate aduce dureri de cap. Nu există nicio judecată perfectă, în interiorul fiecărei dreptăți se ascunde o nedreptate, chiar și bunele acțiuni pot avea consecințe dezastruoase și chiar cele mai bune intenții pot duce la moarte, cum ne învață exemplul lui Akhenaton. Uită-te la mine, stăpânul meu Sinuhe, eu sunt mulțumit cu modesta mea soartă și mă îngraș pe zi ce trece în deplin armonie cu zeii și cu oamenii. Judecătorii faraonului se înclină în fața mea și oamenii îmi slăvesc numele în timp ce pe tine te hărțuiesc câinii. Calmează-te, Sinuhe, stăpânul meu, nu este vina ta dacă lumea este așa cum este, nu este vina ta dacă așa a fost întotdeauna și dacă așa va fi și de acum înainte. L-am privit. Era obez și bogat, dar vorbea cu înțelepciune și l-am invidiat pentru înțelepciunea lui. I-am spus, tu ai dreptate, captah, mă voi liniști și mă voi apuca din nou să vindec oamenii bolnavi. Dar spune-mi, oare oamenii își mai aduc aminte de Aton în blestemele lor? Te întreb fiindcă ai pomenit numele lui, deși rostirea numelui lui este interzisă, din cauză că l-au rostit mulți bărbați, au fost aduși în mină și sau au atârnat cu capul în jos pe zidurile Tebei. Captah a spus, eu cred că Aton a fost atât de repede uitat și din cauză că în orașul orizontului lui Aton coloanele templului lui s-au prăbușit, pereții templului au crăpat și nisipul a umplut casele. Dar am mai văzut artiști care au rămas credincioși stilului din timpul lui Aton și mai există povestitori care se încumetă încă să spună legende periculoase, iar uneori poți vedea desenată pe nisipul piețelor sau pe pereții după care oamenii își fac nevoile crucea vieții lui Aton. Așa că Aton nu este atât de mort pe cât se crede. Va fi așa cum dorești tu, captah, i-am promis eu. Mă voi liniști și voi începe din nou să mă ocup de bolnavi, dar în același timp voi începe să colecționez oameni care își amintesc de Aton. Tu m-ai sfătuit să colecționez și eu ceva așa cum fac alții. Dar captah a crezut că glumesc, el știa la fel de bine ca și mine despre răuri care se abătuse asupra Egiptului și asupra mea din cauza lui Aton. Apoi am discutat despre multe alte lucruri. Mutine a adus vin și am băut împreună, până ce sclavii au venit și l-au ajutat să se ridice, fiindcă de graș ce era, nici nu se mai putea ridica singur. Apoi el a plecat. A doua zi, captah mi-a trimis o mulțime de daruri care mi-au făcut viața mai ușoară și mai luxoasă, și aș putea spune că de fapt nu-mi lipsea nimic ca să pot fi și eu fericit, numai că eu nu știam să mă bucur. 6. Așa se face că am pus din nou pe poarta casei mele însemnele de medic și am reînceput să-mi practic meseria. Pacienții mă plăteau după posibilități, dar de la cei sărași nu ceream nimic. De aceea, de dimineața până seara, curtea casei mele era plină de bolnavi. Pe când îi consultam, îi întrebam cu prudență și despre Aton, fiindcă nici nu voiam să-i sperii, nici să-i incit ca să-mi răspundă necuvincios. Deja reputația mea era rea în Teba. Așa că mi-am dat seama că cu trecerea anilor Aton căzuse complet în uitare și că de fapt nimeni nu-l înțelesese. Doar fanaticii și victimile nedreptății și-l mai aminteau, dar ei nu vedeau în Aton și în crucea vieții nimic altceva decât un mijloc magic de răzbunare pentru nedreptatea care li se făcuse. După ce Nilul s-a revărsat, a murit preotul Ai.
Se spune că a murit de foame, fiindcă de teamă să nu fie otrăvit, nu se mai încumeta să mănânce nimic, nici chiar pâinea, pe care până atunci o pregătea singur din boabe de grâu măcinate de el însuși. Îi intrase în cap ideea că boabele de grâu ar putea fi otrăvite încă de când creșteau pe câmp. Horemheb a încheiat războiul din Siria și l-a lăsat hitiților Cadeșul, fiindcă nu-l putea cuceri și s-a întors triumfător în Teba să-și sărbătorească victoriile de până atunci. Și fiindcă el nu-l considerase niciodată pe Ai un adevărat faraon, după moartea lui Ai, nu a declarat stare de doliu în Egipt, dimpotrivă, a anunțat în Teba și în toate provinciile Egiptului că Ai a fost un faraon fals, care prin războaie continue și prin impozite suplimentare a pricinuit Egiptului numai suferințe. După ce a pus capăt războiului, Horemheb a dat ordin să fie ferecate porțile templului zeiței Sekhmet și a reușit să convingă mulțimea că el, Horemheb, nu a dorit niciodată războiul și că doar s-a supus ordinelor faraonului cel rău. De aceea, mulțimea a fost bucuroasă de întoarcerea lui Horemheb și armatei sale în Teba. Imediat după ce a ajuns în Teba, Horemheb m-a chemat la palat și mi-a spus: Sinuhe, prietenul meu, acum suntem mai bătrâni decât ultima dată când ne-am văzut. Eu am fost răscolit de vorbele tale și de învinuirile pe care mi le-ai adus atunci, cât și de faptul că ai afirmat că eu sunt un bărbat sângeros și periculos pentru Egipt. Acum am terminat-o cu războaiele, fiindcă am obținut tot ceea ce am dorit. Am restaurat puterea Egiptului și nicio primejdie din afară nu mai amenință Egiptul. Am rupt vârful lâncii hitiților. Las fiului meu Ramses ca să se îngrijească de cucerirea Cadeșului. Eu sunt deja sătul de războaie și vreau să mă ocup doar de consolidarea tronului. Este drept că în acest moment Egiptul este murdar ca un grajd, dar așteaptă puțin și ai să vezi cum am să curăț eu Egiptul de toate gunoaiele, cum am să înlocuiesc nedreptățile cu dreptatea. Am să-l cântăresc pe fiecare după meritele și după faptele sale, pe cel sârguincios după sârguință, pe cel trândav după trândăfie, pe hoț după furtișaguri, pe criminal după crime. Prietene Sinuhe, vei vedea cum se vor întoarce vremurile vechi care erau bune. În Egipt toate vor fi din nou așa cum au fost în epoca marilor faraoni. Așa după cum am șters din cartea de aur a faraonilor numele faraonului blestemat, Akhenaton, îi voi șterge de pe lista suveranilor Egiptului pe Tutankhamon și pe Ai, care au fost faraoni fără demnitate. Va fi ca și cum ei nu ar fi existat niciodată și voi stabili începutul domniei mele în noaptea în care a murit marele faraon, în noaptea în care eu am sosit în Teba cu lancia în mână și cu șoimul pe umăr. Apoi el a devenit melancolic și a prins capul între mâini și a rămas multă vreme nemișcat. Războiul își lăsase amprenta pe fața lui și ochii lui erau triși când mi s-a adresat din nou. Într-adevăr, lumea este altfel decât atunci când eram tineri. Pe atunci încă mai avea și cel sărac cana plină de bere, iar uleiul și grăsimea nu lipseau nici din casele de lut. Dar vremurile bune se vor întoarce. După ce mă voi urca pe tronul faraonilor, Egiptul va fi din nou fertil și bogat. Voi trimite corăbiile în țara Punt, voi redeschide carierele de piatră și minele pentru a construi temple mai mari, voi face să curgă în visteria regală aurul, argintul și cuprul. Peste 10 ani nu vei mai recunoaște Egiptul Sinuhe și nu vei mai vedea cerșetori și infirmi în țara Cemi. Va trebui ca cei slabi să cedeze locul celor puternici. Voi curăța Egiptul de sângele slab și bolnav, de nedreptate și de banditism, ca poporul Egiptului să fie din nou puternic și sănătos, ca fiul meu să poată începe războiul pentru cucerirea întregii lumi. Vorbele lui nu mi-au făcut nicio bucurie, am simțit doar că stomacul îmi alunecă spre genunchi, cum frigul mi se strecoară în inimă, de aceea am rămas mut în fața lui fără nicio urmă de zâmbet. El a fost deranjat de indiferența mea, a încruntat din sprâncene și a început să se lovească nervos peste coapse cu cravașa de aur. Apoi a spus: Ești și mai acru decât înainte, Sinuhe. Ești uscat ca o creangă neroditoare și plină de spini. Nu pot înțelege de ce abia așteptam să te văd, de ce credeam că întâlnindu-mă cu tine voi fi fericit. Trebuie să știi că tu ești primul om pe care am vrut să-l văd, de aceea te-am chemat mai înainte de a-mi strânge în brațe copiii, mai înainte de a o vedea pe Bacetamon. Războiul a făcut din mine un solitar, puterea mi-a adus doar singurătatea, iar în Siria eu nu am avut niciun prieten cu care să-mi par bucuria și necazul și întotdeauna când am vorbit cu cineva trebuie să-mi cântăresc bine cuvintele pentru a obține ceea ce voiam. Ție, Sinuhe, nu-și cer nimic în afară de prietenia ta, dar simt că prietenia ta s-a schimbat și că tu nu te bucuri că mă vezi. Eu m-am înclinat în fața lui și inima mea singuratică a suspinat pentru el. I-am spus:
Horemheb, după toate întâmplările nefericite prin care am trecut, tu ești singurul supraviețuitor dintre prietenii copilăriei și tinereții mele. De aceea eu te voi iubi întotdeauna. Nu peste multă vreme tu vei fi faraon. Pe fruntea ta vor fi amândouă coroanele Egiptului și nimeni nu va mai fi mai puternic decât tine. De aceea, te rog, Horemheb, cheamă-l înapoi pe zeul Aton. Pentru a fi iertată crima noastră cumplită, cheamă-l înapoi pe Aton, ca tot poporul Egiptului să fie fericit și ca să nu mai fie războaie niciodată. Auzind aceste cuvinte, Horemheb a scuturat din cap ca și cum i-ar fi fost milă de rătăcirea minții mele și mi-a spus: tu ești mai nebun decât înainte, Sinuhe. Oare tu nu înțelegi că Akhenaton a aruncat doar o piatră în apă? Nu înțelegi că dacă zgomotul pe care această piatră l-a provocat când a atins suprafața apei a fost mare, eu am liniștit suprafața apei ca și cum această piatră n-ar fi existat niciodată? Oare tu nu înțelegi că șoimul m-a condus în Palatul de Aur, în noaptea morții marelui faraon, ca Egiptul să nu se prăbușească și să dureze etern și ca zeii să nu fie învinși? Eu vreau să le dau Egiptului strălucirea de altădată. Omul nu este niciodată mulțumit de prezent, în ochii lui doar trecutul și viitorul sunt bune. Eu voi uni trecutul cu viitorul. Voi lua bogății de la aceia care s-au îmbogățit prea mult și de la zeii care s-au îngreșat prea tare, în așa fel încât niciun bogat să nu fie prea bogat și niciun sărac să nu fie prea sărac, pentru ca nimeni, nici om, nici zeu să nu-și dispute cu mine puterea. Dar este în zadar să-ți explic ție ideile mele, tu nu le poți înțelege, fiindcă tu ești lipsit de vigoare. Cei slabi n-au dreptul să trăiască în lume, ei sunt creați pentru a fi striviți de cei puternici și este drept ca ei să fie striviți. Așa a fost și așa va fi mereu. În felul acesta ne-am despărțit și de atunci nu am mai fost prieten ca înainte. După plecarea mea, el s-a dus la copii, i-a strâns la pieptul lui puternic, i-a aruncat în sus și i-a prins în brațe, iar după ce s-a jucat cât s-a jucat cu ei, s-a dus în apartamentul prințesei Bacetamon și i-a spus: soția mea regală, în toți acești ani care au trecut, tu ai strălucit ca luna în spiritul meu și dorul meu după tine a fost nesfârșit, dar acum opera mea este împlinită și tu vei deveni marea soție regală alături de mine pe tronul Egiptului și așa este drept, fiindcă prin vinele tale curge sângele sacru al faraonilor. Mult sânge a curs pentru tine, Bacetamon, și orașe întregi au ars pentru tine și pe acolo, pe unde armata mea a trecut, gemetele oamenilor s-au ridicat până în înaltul cerului din cauza ta. Oare nu-mi merit din plin răsplata? Bacetamon i-a surâs drăgăstos, i-a atins cu tandrețe umerii și i-a spus: într-adevăr, tu-ți meriți răsplata, bărbatul meu, Horemheb, mare conducător al armatei Egiptului. De aceea am pus să se construiască în grădina Palatului de Aur un pavilion fără asemănare pentru a te întâmpina acolo așa cum meriți. Eu însumi, plină de tristețe, așteptând întoarcerea ta, am strâns fiecare piatră pentru pereții acestui pavilion. Să mergem să-l vedem și acolo, în brațele mele, vei primi răsplata pe care atât de nerăbdător o aștepți. Horemheb a fost fermecat de vorbele ei și prințesa Bacetamon l-a luat timidă de mână și l-a condus în grădină. Ținându-și răsuflarea, toți curtenii s-au ascuns pe unde au putut, îngroziți de gândul că ceva nemaipomenit de rău avea să se întâmple, până și sclavii și rândașii de la grajduri au fugit, așa că palatul a rămas pustiu. Prințesa Bacetamon l-a condus pe Horemheb în pavilion, dar când el nerăbdător a vrut să o ia în brațe, Bacetamon l-a îndepărtat cu blândețe și i-a spus: stăpânește-ți pentru un moment dorința ta de bărbat, Horemheb, fiindcă vreau să-ți povestesc cu ce eforturi am construit acest pavilion. Eu sper că tu ți-amintești ce ți-am promis ultima dată când, împotriva voinței mele, tu te-ai distrat cu mine. Ei bine, privește atent fiecare piatră și află că fiecare piatră de pe pereții și de pe pardoseala pavilionului, observ poate că nu sunt puține, îmi amintește de plăcerea pe care am avut-o în brațele altui bărbat. M-am dăruit cu pasiune multor bărbați pentru a construi acest pavilion în cinstea ta, Horemheb. Și uită-te, piatra aceasta mare și albă îmi aduce aminte de un pescar care s-a simțit foarte bine în brațele mele. Piatra aceasta verde mi-a dăruit-o un curățător de haznale, din piața de cărbuni. Iar aceste 8 pietre cărămizii așezate una lângă alta le-am primit în dar de la un vânzător de legume voinic, care nu se mai sătura de dragoste în brațele mele. El mi-a lăudat mult măestria și a spus că foarte puține femei se pricep să-l fac atât de fericit pe un bărbat. Dacă ai răbdare, îți voi povesti istoria fiecărei pietre și noi avem destul timp pentru asta, Horemheb. Noi mai avem mulți ani de trăit împreună și când vom fi bătrâni, tot împreună vom fi.
Cred că până la bătrânețe va ajunge timpul să-ți povestesc istoria fiecarei pietre, de fiecare dată când te va împinge pofta să mă iei în brațe." La început, Horemheb a refuzat să creadă vorbele ei și a spus că poate Bacetamon glumește, dar când s-a uitat în ochii oval ai prințesei, a văzut că scânteiau de ură ca moartea și atunci a crezut-o. Nebun de furie, el a apucat pumnalul hitit și a vrut să omoare pe Bacetamon, care îl rănise atât de cumplit în orgoliul lui de bărbat. Dar Bacetamon și-a dezgolit cu generozitate pieptul în fața lui și a spus batjocoritor: "Lovește, Horemheb, lovește cu pumnalul în coroanele Egiptului. Nu uita însă că eu sunt preoteasa zeiței Sekhmet, că sângele meu este sacru. Dacă mă vei ucide, niciodată tu nu vei mai avea dreptul să te înalți pe tronul faraonilor." Vorbele ei l-au liniștit pe Horemheb, fiindcă, într-adevăr, numai căsătorit cu prințesa Bacetamon, putea avea dreptul la coroanele Egiptului. În felul acesta, răzbunarea prințesei Bacetamon a fost completă și el nu a mai dorit-o niciodată, dar nici nu a avut curajul să distrugă pavilionul pe care, ca pe o pedeapsă, îl vedea în fiecare zi când se uita pe fereastră. Dacă ar fi dărâmat pavilionul, toată lumea ar fi înțeles că el știa totul despre felul în care Bacetamon îl dezonorase culcându-se cu bărbații din Teba. De aceea prefera ca lumea să râdă de el pe la spate decât să se supună dezonorării publice. După aceea, el nici nu a mai atins-o pe Bacetamon, nici nu a mai deranjat-o cu ceva și a trăit singur. Eu trebuie să spun că, spre cinstea ei, prințesa Bacetamon nu s-a mai apucat și de alte construcții, ci s-a mulțumit să contemple cu nostalgie frumusețea pavilionului ei. Așa a fost să-i se întâmple lui Horemheb și eu nu știu cât de fericit va fi fost el la urcarea pe tronul Egiptului ca faraon, când preoții lui Amon l-au uns cu uleiul sacru și au pus pe cap coroanele, coroana roșie și coroana albă, coroana cu crin și coroana cu papirus. El a devenit din ce în ce mai suspicios și nu a avut încredere în nimeni. Avea tot timpul impresia că cineva râde de el pe la spate, a purtat toată viața un ghimpe în piept și inima lui nu și-a mai putut niciodată găsi liniștea. A suferit îngrozitor, fiindcă a fost jignit și umilit atât de tare, de aceea el nu a mai vrut să se distreze niciodată cu vreo femeie. Și-a înnecat tristețea și amărăciunea în muncă și s-a apucat, așa după cum a promis, să curețe Egiptul de gunoaie, să-l reconstruiască și să înlocuiască nedreptățile cu dreptatea. 7. Vreau, nu vreau, trebuie să fiu corect și să povestesc despre lucrurile bune pe care le-a făcut Horemheb. Poporul îi ridica în slăv numele și îl socotea unul dintre cei mai buni suverani. Încă din primii ani ai domniei lui, el a fost considerat unul dintre cei mai mari faraoni. El a concesionat bogățiile celor prea bogați, a diminuat puterea celor nobili și a decis că în Egipt nimeni nu poate fi prea bogat și prea nobil, pentru ca nimeni să nu se poată gândi vreodată să-și dispute puterea cu el și acest lucru a plăcut foarte mult poporului. El i-a pedepsit pe judecătorii corupți și a restabilit dreptatea pentru săracii învinuiți pe nedrept. A introdus plata perceptorilor de impozite din visteria țării pentru a împiedica îmbogățirea prin umflarea impozitelor populației. Bântuit de o continuă neliniște, el a călătorit de-a lungul țării, din provincie în provincie și din sat în sat, ca să cerceteze personal dacă se fac abuzuri și drumul lui a fost presărat de urechile și de nasurile tăiate ale perceptorilor de impozite necinstiți, de lovituri de ciomege și de urlete de durere, fiindcă peste tot el a făcut dreptate. Cei săraci se puteau adresa direct fără intermedierea funcționarilor și judecata pe care el o făcea nu trebuia plătită. Printre altele, Horemheb a trimis din nou corăbiile spre țara Punt și, după cum era vechiul obicei în Egipt, nevestele și copiii marinarilor veneau în port atunci când corăbiile urmau să părăsească Teba, plângeau smulgându-și părul din cap și își gâriau fața cu pietre. Egiptul s-a îmbogățit repede, fiindcă din 10 corăbii care se duceau în țara Punt, cel puțin 3 reveneau cu încărcături fabuloase. Horemheb a construit temple și a adus tuturor zeilor jerfe, fără a favoriza niciun zeu în afară de Horus, zeul lui. Iar în templul lui Hednetsut, poporul îl adora pe Horemheb ca pe un zeu și acolo se sacrificau boi pentru el. Da, este adevărat că poporul îi slăvea numele și faptele, este adevărat că despre el circulau din gură în gură povești nemaipomenite. Captah prospera în continuare și de la un an la altul bogăția lui era și mai mare. În tot Egiptul nu era cineva care să rivalizeze cu el în ceea ce privește bogăția.
Cum el nu avea nici soție, nici copil, a desemnat pe Horemheb ca moștenitor al averii sale, ca să poată trăi liniștit tot restul zilelor lui și să-și poată spori și mai mult bogăția. De aceea, Horemheb nu a făcut asupra lui nicio presiune, după cum fără milă a făcut asupra celorlalți oameni prea bogați din Egipt, și nici perceptorii de impozite nu l-au deranjat vreodată pe Captah. Captah m-a invitat de multe ori la palatul lui, care era situat în cartierul nobililor. Grădinile și parcurile lui Captah se întindeau de-a lungul unei străzi și el nu avea în apropiere niciun vecin care să-i poată strica liniștea. Mânca din farfurii de aur și în casa lui apa curgea din robinete de argint ca în Creta. Avea și un imens vas din argint în care se spăla. Scaunul privatei lui era din lemn de abano și împrejur pereții erau încrustați cu pietre prețioase care formau împreună imagini amuzante. În orice caz, Captah avea un respect deosebit pentru deșertarea burdihanului său. Când mergeam la el, obișnuia să mă servească cu mâncăruri rafinate și cu vinul piramidelor, în timp ce instrumentiștii și cântăreții ne desfătau urechile cu muzica lor, iar cele mai frumoase și mai talentate dansatoare din Teba ne desfătau ochii cu arta lor. Totuși, Captah nu putea să se distreze cu femeile, fiindcă pântecele lui atât de mare-i crescuse. Îl împiedica, dar el se consola spunând că fericirea burții este mai importantă decât dragostea oricărei femei. Din când în când, în casa lui aveau loc banchete, bogații și nobilii veneau cu plăcere la ospețele oferite de Captah. Chiar dacă el se născuse sclav, chiar dacă încă mai obișnuia să se scobească cu degetele în nas în fața oaspeților sau să râgâie în timpul mesei. El era o gazdă generoasă și oferea daruri prețioase oaspeților, iar sfaturile lui în ceea ce privește afacerile erau prețuite de toată lumea, așa că fiecare dintre oaspeți profita de pe urma prieteniei lui. Vorbele și povestirile lui erau de o nebunie irezistibilă. Uneori se deghiza chiar și în sclav și își punea glumele în maniera sclavilor. Era atât de bogat încât reputația lui nu putea fi știrbită cu nimic din cauza trecutului umil. De altfel, lui îi făcea plăcere să spună în fața celor mai nobili dintre nobili că odinioară fusese sclav. Într-una din zile, Captah mi-a spus: „O, stăpânul meu Sinuhe, când un om ajunge atât de bogat cum sunt eu, acum, nu mai poate sărăci niciodată și se îmbogățește pe zi ce trece mai mult, chiar dacă nu dorește acest lucru. Atât de ciudat este alcătuită lumea, dar cum bogăția mea provine de la tine, eu consider în continuare că tu ești stăpânul meu și atâta timp cât tu vei trăi, nu vei duce lipsă de nimic. Pentru tine este periculos dacă ești bogat, fiindcă tu nu știi cum să-ți folosești bogățiile, și dacă cineva nu se pricepe cum să-și folosească bogățiile, fie că le pierde, fie este și mai neliniștit decât atunci când nu le avea. Este bine că în timpul faraonului fals bogățiile tale nu s-au pierdut. Dacă era după tine, se puteau ușor pierde. Nu s-au pierdut pentru că eu am vegheat să nu se piardă și m-am îngrijit ca ție să nu-ți lipsească nimic." Captah îi proteja pe artiști și mai ales pe sculptori în piatră, fiindcă îi făcuseră o statuie. În acea sculptură, Captah era o prezență nobilă și distinsă, cu mâinile și picioarele fine, cu fața prelungă și amândoi ochii lui vedeau. Era așezat și avea o tăbliță de argilă pe genunchi și o pensulă în mână. Deși el nu a încercat niciodată să scrie și să citească, fiindcă nici nu avea nevoie de așa ceva. În slujba lui erau mulți scribi și socotitori. Această statuie l-a amuzat mult pe Captah și preoții lui Amon, cărora la întoarcerea din Siria le oferise daruri importante ca să fie în grația zeilor. Au comandat o copie după acea statuie și au pus-o în templul lui Amon. Se înțelege că statuia a fost plătită de Captah. El își construise un mormânt impunător în orașul morților și pereții mormântului fuseseră pictați cu imagini din viața lui de toate zilele. Artiștii care pictaseră mormântul se străduiseră să-l înfățișeze ca pe un nobil elegant, fără burtă, fiindcă el dorea să ajungă în țara de dincolo și să se arate zeilor altfel decât în realitate, chiar dacă în viața aceasta prefera să fie așa cum era, fiindcă era convins că suferințele lui trupești se diminuaseră simțitor de când devenise nobil. Își procurase pentru mormântul său o carte a morților specială, atât de artistic întocmită cum niciodată eu n-am mai văzut până atunci. Era mai complexă decât cărțile obișnuite. Acea carte a morților era alcătuită din 12 suluri cu imagini și scriere, cu rugămințile adresate spiritelor infernului ca să le liniștească și să le înduplece, iar greutățile cântarului lui Osiris să-i fie favorabile în tocmeala pe care urma să o aibă cu cei 40 de paviani, judecători ai dreptății.
Captah își luase toate măsurile de siguranță, gândind că este mai bine să fii prevăzător. Astfel refuza să se gândească la moarte și îl venera în continuare pe scarabeul nostru mai mult decât pe oricare alt zeu. Eu nu l-am invidiat niciodată pe Captah pentru bogăția și pentru fericirea lui. N-am fost niciodată invidios pentru că alții erau fericiți și mulțumiți. Viața oamenilor este o împletitură complicată din diferite feluri de iluzii. Nu i-am spus nimic lui Captah ca să vadă realitatea așa cum este, fiindcă nu am vrut să-i risipesc iluziile care îl făceau fericit. Adesea, adevărul este mai crud și este mai bine să ucizi un om decât să-l lipsești de iluziile lui. Adevărul este rău și amar. Eu nu am distrus iluziile nimănui atâta timp cât nu le cultiva pentru a face rău altora. Dar mie iluziile nu mi-au liniștit niciodată inima, nu mi-au limpezit niciodată gândurile. Nici munca nu mă mai mulțumea, cu toate că în acei ani am vindecat numeroși bolnavi și am făcut multe trepanații reușite. Doar 3 persoane au murit după trepanații în acei ani, de aceea faima mea de trepanator s-a răspândit în toată Teba. Cu toate acestea eram în continuu nemulțumit. Poate că Muti, care era tot timpul morocănoasă și ursuză, mă molipsise cu mizantropia ei. Acuzam fără încetare pe fiecare om pe care îl întâlneam. Lui Captah îi reproșam că mănâncă în exces. Săracilor le reproșam că sunt leneși și trândavi. Bogaților, egoismul. Judecătorilor, indiferența. Niciun om nu mă mulțumea. Eram cinic cu toată lumea. Doar pe bolnav și pe copii nu-i apostrofam și, îngrijindu-i, eram atent să nu le provoc suferințe prea mari și spuneam lui Muti să se ducă să le aducă prăjituri cu miere copiilor de pe stradă, fiindcă ochii lor îmi aduceau aminte de ochii limpezi ai lui Tot. Oamenii spuneau despre mine: acest sinuh este un bărbat ursuș și acru, s-ar părea că ficatul lui este răscolit continuu, fiindcă vorbele pe care le scoate din gură sunt numai fiere. Am bătrânit de pomană, fiindcă nu știe să se bucure de viață. Probabil că faptele lui rele din tinerețe nu-i dau pace ca să doarmă noaptea. Nu are niciun rost să ne stricăm buna dispoziție din cauza vorbelor lui. În fond, vorbele pe care le rostește îl ating mai mult pe el însuși decât pe noi. Așa era. De pe urma veșnicelor mele pisălogeli, sufeream doar eu și după ce apostrofam pe cineva, îmi părea rău și de amărăciune vărsam lacrimi. Și ca să mă răscumpăr pentru vorbele rele, dădeam în dar cereale trântorilor, dăruiam veșmintele de pe mine vreunui bețiv, îmi ceream cu umilință iertare pentru reproșurile făcute vreunui bogătaș și încercam să mă conving pe mine însumi de imparțialitatea judecătorilor. Se întâmpla așa, fiindcă eram în continuare slab și nu-mi mai putea schimba la bătrânețe felul de a fi. Numai că vorbeam de rău chiar și despre Horemheb, despre toate faptele lui, care în ochii mei erau rele, mai ales îi criticam pe soldații lui căcăcioși, pe care el îi antrena în hambarele regale, care duceau o viață de trântori, mândrindu-se cu vitejia lor prin crâjme și bordeluri, care crăpau țeste și retezau mădulare în încăierări, violau fetele săracilor. Din cauza lor, nicio femeie nu umbla fără teamă pe străzile Tebei, fiindcă Horemheb îi ierta pe soldații săi pentru toate nelegiuirile pe care le făceau și le interpreta faptele de pe o poziție greșită. Dacă vreun sărac se ducea la el să-i se plângă că fata lui a fost necinstită de vreun soldat, Horemheb îi spunea că el ar trebui să fie mândru că soldații contribuie la întărirea sângelui Egiptului. Horemheb ura femeile și le găsea necesare doar pentru a furniza armatei Egiptului soldați. Cei care îmi doreau binele mi-au atras de multe ori atenția să-mi controlez vorbele pe care le rostesc despre Horemheb și au încercat să-mi acopere glasul atunci când mă înflăcăram să vorbesc despre el în locuri publice. Ei se temeau atât pentru soarta mea cât și pentru soarta lor, încât până la urmă au început să mă evite, așa că eram din ce în ce mai singur. Cu trecerea vremii, Horemheb devenise neîncrezător în fiecare om, de aceea voia să știe tot ceea ce vorbesc cu oamenii despre el. Așa că nu mai exista loc public sau tavernă în Teba, unde să nu fie urechi de ale lui Horemheb, care să asculte despre ce vorbesc cu oamenii și despre ce se plâng. Pot să afirm că acest spion ai lui Horemheb, multiplele lui urechi, din exces de zel, i-au spus mai mult decât se încumetau oamenii să vorbească și el i-a pedepsit cu severitate pe cei acuzați ca pe niște criminali. Mult au avut de suferit aceia care s-au încumetat să-i critice faptele. Multe spinere au sângerat sub lovituri de ciomege,
Mulți oameni au fost trimiși în mine și la cariere de piatră din cauză că au avut limba prea ascuțită. Câțiva au fost chiar azvârliți în Nil pentru a fi devorați de crocodili. Horemheb își răsplătea informatorii din visteria regală, așa că urmașii celui acuzat nu mai erau deposedați de proprietățile lor. Dar oamenii plini de teamă se protejau, dând daruri informatorilor lui Horemheb. Le dădeau să bea vin din belșug, așa că urechile lui Horemheb își duceau viața într-o continuă beție și distracție și lucrau cu mult interes pentru stăpânul lor. Horemheb spunea, am dat fiecăruia după sârguința lui. Chiar și cei săraci au acum cana lor plină cu bere. Nici uleiul, nici grăsimea nu lipsesc din locuințele de lut. Mă bucur mult că în Egipt sunt din nou copii sănătoși. Numai băieții sănătoși ajung buni soldați și numai fetele trupeșe nasc mai mulți copii. Lipsa de activitate creează moleșală și luxul prea mare duce la nemulțumiri și la vorberele. Eu trebuie să veghez, altfel poporul Egiptului uită că există o putere și un faraon. Când dă de bine, poporul Egiptului trebuie păzit cu ciomagul pe spinarea încovoiată. De aceea, el a obosit și a hărțuit poporul cu lucrări publice. A construit numeroase drumuri din piatră ca să ocupe bine timpul oamenilor, ca oamenii să nu aibă răgaz pentru intrigi împotriva puterii sale. În timpul domniei lui, omul de rând a fost asemenea unui animal care este îngrășat ca să aibă putere, dar care merge fără încetare în gâdilitura amețitoare a lăncilor, ca niciodată să nu se poată odihni. În templele pe care le-a construit, Horemheb a pus să-i fie ridicate statui și să se scrie texte de slavă despre isprăvile lui și despre cuceririle lui din războaie, ca poporul să vadă zilnic în fața ochilor că el a restituit Egiptului demnitatea, răsplătind pe fiecare om după faptele și după meritele sale. Povestitorii care stăteau așezați pe preșuri în fața porților și la colțurile străzilor îi slăveau marile fapte și istoriseau legenda nașterii sale divine, fiindcă el dăduse ordin să li se facă daruri, să li se împartă cereale, urei și bere. Dar în Teba erau mulți povestitori foarte talentați, pentru care nimic nu era sacru. Ei aveau multă fantezie și mult umor și își înfloreau poveștile ca să-i facă pe oameni să râdă cu poftă. Horemheb era prea vanitos pentru a înțelege că povestitorii pe care el îi plătea își băteau joc pe ascuns în poveste de el. Din fericire, nu toți cei care ascultau puteau înțelege intenția batjocoritoare a povestitorilor. Mulți ascultau cu gurile deschise de uimire și ridicau nedumeriți din umeri când povestitorul îi făcea să creadă că Horemheb se născuse din zeul Horus pe când zeul își întrerupsese călătoria prin Egipt la Hetnetsut ca să-și deșerte pântecele. De la o zi la alta, Horemheb devenea mai neîncrezător. Așa se face că într-o zi gărzile de la palat au venit în casa mea, mi-au pus sandalele în picioare, m-au înfășurat cu haine și au alungat cu lăncile bolnavii din curtea mea, apoi m-au dus la palat în fața faraonului Horemheb. Era primăvară, apele Nilului se retrăseseră în matcă și rândunelele zburau ca săgeata neobosite de-a lungul fluviului. Gărzile m-au adus în fața lui Horemheb. Îmbătrânise mult, grumazul lui era deja încovoiat, fața îi era gălbejită și mușchii îi ieșau în evidență pe tot trupul lui slăbit. M-a privit drept în ochi, în privirea lui nu era nicio bucurie. Mi-a spus, Sinuhe, te-am prevenit de multe ori, dar tu ai luat în râs avertizmentele mele și ai continuat să spui oamenilor că meseria de soldat este cea mai de disprețuit dintre toate meseriile. Și ai mai spus că pentru un copil este mai bine să moară în pântecele mamei lui decât să se nască pentru a deveni soldat. Ai mai spus că 2 sau 3 copii sunt deja destui pentru o femeie, că nimeni nu are nevoie de mai mulți copii, că este mai fericit cine crește 3 copii, că este mai nefericit și mai sărac cel care crește 9 sau 10. Ai mai spus că toți zeii sunt la fel, că toate templele sunt locuri ale întunericului și ignoranței. Ai mai spus că zeul faraonului fals era mai bun decât toți ceilalți zei la un loc, că oamenii n-ar trebui să cumpere și să vândă niciodată alți oameni ca sclavi. Așa ai spus. Și ai mai spus că poporul care seamănă, lucrează și recoltează pământul este adevăratul proprietar al pământului, chiar dacă pământul aparține faraonului sau zeilor. Ai mai spus că felul în care guvernez eu nu se deosebește cu nimic de cel al regelui hitiților. Multe alte nebunii ai mai spus, nebunii pentru care, de la un altul, dacă le-ar fi spus, aș fi pus să fie omorât cu pietre și ciomege.
dar am fost îngăduitor cu tine, Sinuhe, fiindcă odată ai fost prietenul meu și pentru că atâta timp cât preotul Ai a trăit, am avut nevoie de tine. Tu erai singurul meu martor împotriva lui. Dar acum eu nu mai am nevoie de tine, dimpotrivă. Tot ceea ce știi tu despre mine îmi dăunează atâta timp cât ești în viață. Dacă ai fi fost înțelept și ți-ai fi stăpânit gura, ai fi putut trăi liniștit și fericit, fiindcă într-adevăr ție nu ți-a lipsit nimic. Dar fiindcă din gura ta ai vărsat doar murdării peste capul meu, nu pot la nesfârșit să accept așa ceva. Era din ce în ce mai nervos. A început să-și lovească ritmic picioarele slabe cu cravașa aurită și mi-a mai spus: Tu ești ca un puice de nisip între degetele picioarelor mele. Tu ești ca un tăun pe umărul meu. În grădina mea eu nu tolerez să crească o buruiană neroditoare care, după ce că nu rodește niciun fruct, mai face și spini veninoși. Este din nou primăvară în țara ce, mirândunelele încep să se scufunde în nămolul lăsat la retragerea apelor. Porumbeii gânguresc și salcâmii înfloresc. Este un anotimp periculos. Primăvara se nasc tulburări și vorbele necugetate zboară. Secăturile le culeg, li se aprind ochii și aruncă cu pietre în gărzile faraonului. Deja statuile mele din câteva temple au fost pângărite cu bălegar de bou. De aceea te voi goni din Egipt, Sinuhe, ca niciodată să nu mai poți vedea țara în care te-ai născut. Dacă încă te-aș mai tolera aici, va veni și ziua când va trebui să dau ordin să fii ucis și nu aș vrea să ajung până acolo, fiindcă odată tu ai fost prietenul meu. Eu te-am iubit, Sinuhe, și am fost fascinat de vorbele tale, dar acest lucru a fost odată de mult. Vorbele tale de acum sunt nesăbuite și ar putea fi scânteia care aprinde stuful uscat. Odată aprins, el poate arde până ce nu mai rămâne decât cenușa. Vorbele rele sunt câteodată mai periculoase decât lăncile. Eu vreau să curăț Egiptul de vorbele rele ca un bun grădinar care își curăță grădina de buruieni care îi pot otrăvi culturile. Și înțeleg acum prea bine pe hitiți care trag în țeapă pe vrăjitori. Eu nu vreau ca în țara Cemii să se mai aprindă vreo vrajbă, nici din cauza oamenilor, nici din cauza zeilor. De aceea te alung din Egipt, Sinuhe. Acum, eu sunt sigur că tu nu ai fost niciodată un egiptean. Tu ești un străin ciudat, cu sângele amestecat. În capul tău bolnav și-au făcut cuibul gânduri rele. Probabil că el avea dreptate, cine știe. Poate că suferința inimii mele provenea de la faptul că mine sângele sacru al faraonilor se amestecase cu sângele palid de crepuscul al unei țări în agonie. Cu toate că eram în situația în care eram, îmi venea să râd. Mi-am acoperit gura cu mâna pentru a-mi înnăbuși râsul. Cuvintele lui m-au înspăimântat, fiindcă Teba era orașul meu. Mă născusem și crescusem în Teba și nu-mi doream să trăiesc în niciun alt oraș. Râsul meu l-a rănit pe Horemheb, care se așteptase probabil să îngenunchez la picioarele sale și să-i cer iertare. Agitându-și cravașa de faraon în fața mea, el a urlat: Am decis. Te exilezi din Egipt pentru totdeauna. Nici când vei muri, trupul tău nu va putea fi îngropat în Egipt, deși permit ca trupul tău mort să fie îmbălsămat după obiceiurile Egiptului. Trupul tău se va odihni pe țărmul Mării Orientale, de acolo de unde corăbiile cu pânze navighează spre țara Punt și unde îți vei trăi tot restul zilelor. Nu vreau să te exilez în Siria, fiindcă în Siria au mai rămas tăciuni care mognesc și nu vreau să-i atâți ca să se aprindă din nou. Nici în țara Cuj nu te pot exila, fiindcă tu ai fi în stare să le vâri în cap negrilor gânduri nebune, din moment ce pentru tine culoarea pielii unui om nu are nicio importanță. Dar țelmul mării, acolo unde vei locui, este deșert. Tu vei putea ține nestânjenit de nimeni discursuri valurilor roșii ale mării, vânturilor negre ale deșertului și pietrelor. Tu vei putea să-ți pui deschis părerile fără preferință șacalilor, corbilor sau șerpilor. Gardienii vor măsura spațiul în care vei avea voie să te miști și te vor ucide dacă te vei aventura să depășești spațiul permis. În rest, tu nu vei duce lipsă de nimic. Patul tău va fi confortabil, mâncarea ta va fi abundentă și îți voi trimite orice îmi vei cere, fiindcă exilul și singurătatea sunt deja o pedeapsă suficient de mare pentru tine și eu nu vreau să te persecut în plus. Odinioară tu ai fost prietenul meu. Ai fost prietenul meu până când aspirațiile mele s-au realizat. Acum vorbele tale de om nebun mă deranjează. Nu mă temeam de singurătate. Toată viața am fost singur. Îndată după ce m-am născut am fost singur, dar simțeam că mi se frânge inima de tristețe că niciodată nu voi mai revedea Teba, că niciodată nu voi mai simți sub tălpile mele pământul moale al țării Cemii, că nu voi mai putea niciodată bea din apa Nilului. De aceea i-am spus lui Horemheb.
Eu nu am prea mulți prieteni, fiindcă oamenii fug de mine din cauza limbii mele ascuțite și cinismului vorbelor mele, dar probabil că îmi vei permite să-mi iau rămas bun de la puținii prieteni pe care îi am. Aș dori să-mi iau rămas bun de la Teba, să mai trec o dată pe aleea sfinșilor cu cap de berbec, să simt parfumul de tămâie dintre marile coloane ale templului lui Amon și mirosul de pește fript din cartierele sărace ale Tebei în Amurg, când femeile aprind focul în fața colibelor de lut și bărbații se întorc obosiți de la lucru. Cu siguranță, Horemheb mi-ar fi îndeplinit dorința dacă aș fi plâns și m-aș fi aruncat la picioarele sale. Îi fusese rănită vanitatea. De fapt, aceasta era cea mai mare vină a mea. Faptul că nu-l admiram și că, în inima mea, eu nu-l simțeam faraon de drept. Eu sunt sigur că Horemheb mi-ar fi iertat toate vorbele rele pe care le spusesem despre el dacă m-aș fi umilit în fața lui. Dar cu toate că sunt un om slab cu o inimă de oaie, nu am vrut să mă umilesc în fața lui, fiindcă niciodată știința nu trebuie să se umilească în fața puterii. Totdeauna, când este o frică cumplită de ceva, mă apucă somnul. Mi-am acoperit gura ca să-mi înnăbuș căscatul. Horemheb a spus: nu sunt de acord cu niciun fel de rămas bun, cu nicio tărăgânare, cu nicio târguială de amânare. Eu sunt soldat, unui adevărat bărbat este scârbă de sentimentalismele ieftine. Îți voi ușura despărțirea de Teba, fiindcă vei pleca chiar acum la drum. De altfel, nu vreau ca plecarea ta din Teba să fie însoțită de vreo tulburare. Tu ești deja cunoscut în toată Teba, despre nebunia ta se vorbește în toate cârciumile și piețele Tebei. Vei pleca într-o litieră închisă, iar dacă cineva vrea să te urmeze în exil, voi permite acest lucru. Dar va trebui să rămână acolo tot restul vieții, chiar dacă tu vei muri. Ideile periculoase sunt contagioase ca ciuma și trec ușor de la un om la altul, de aceea nu doresc ca cineva, care s-ar putea molipsi de la nebunia ta, să îmbolnăvească Egiptul. Iar dacă printre prietenii de la care voiai să-ți iei rămas bun era un sclav de la moară, ale cărui degete au crescut într-un singur os, un bețiv care picta zei așezați pe vine în mijlocul drumului și doi negri care se frecventau casa, ar fi o prostie să-ți pierzi timpul ca să-ți iei rămas bun de la ei. Ei sunt deja plecați la un drum lung și nu se vor mai întoarce niciodată. În acea clipă l-am urât pe Horemheb, dar mai mult decât pe el, m-am urât pe mine însumi, pentru că încă o dată mâna mea semănase moartea și prietenii mei avuseseră de suferit cumplit de pe urma mea. Probabil Horemheb dăduse ordin ca ei să fie omorâți sau trimiși să moară într-o mină de cupru din Sinai pe acești câțiva oameni pe care mi-i făcusem prieteni, fiindcă își aminteau de Aton. Nu i-am mai spus nimic lui Horemheb. M-am înclinat în fața lui, după care am plecat, dar gărzile m-au dus din nou în fața lui. De două ori el a deschis gura să mai spună ceva înainte de plecare și a făcut un pas spre mine, dar s-a oprit. Și-a lovit cu furie picioarele cu cravașa și a rostit grav: faraonul a vorbit. După aceea gărzile m-au urcat într-o litieră închisă și m-au escortat până ce am ieșit din Teba. Apoi am fost purtat dincolo de cei trei munți, spre răsărit, prin deșert, pe drumul pietruit construit de Horemheb. Călătoria a durat 20 de zile până ce am ajuns în portul de unde plecau corăbiile cu pânze spre țara Punt, pentru a fi încărcate și unde odată pe an își descărcau marfa după ce navigau din Teba în josul fluviului și prin canal, apoi de-a lungul fluviului care duce Marea Orientală. Dar portul era locuit, de aceea gărzile m-au purtat de-a lungul țărmului mării timp de 3 zile până la un sat părăsit, unde într-o vreme locuiseră pescari.